spune-mi ce mai faci tu cu muzica și cu teatru, că tu nu stai doar cu acest proiect. Cu muzica nu fac mare lucru pentru că nu mai am timp de asta și înseamnă o implicare mult prea mare și niște costuri mult prea mari. Pentru bucata asta de viața mea ca și actriță sunt acolo 100% și joc în vreo 6 spectacole momentan, toate comedii, turnee multe, satisfacții, aplauze și așa mai departe. Dar într-un serial TV sau un film pe marele ecran, au existat propuneri sau urmează să filmezi? Din păcate au existat propuneri pentru serial, dar din lipsa timpului, pentru că ei filmează în alte momente în care pot eu, a fost imposibil să mă lipesc. Dar nu zic nu, nici unui proiect de film sau de serial de televiziune mi-ar plăcea foarte mult. Spune-mi cu silueta cum faci, că mi se pare că ai mai slăbit față de când am văzut noi ultima oară. Sunt foarte atentă, mănânc foarte atent, fac sport. De exemplu, eu în seara asta am venit aici și nu mănânc nimic. Adică... Ții intermittent fasting-ul? Da. De când l-ai început și ce beneficii ai observat până acum? Săptămâna asta noi o să avem o filmare în care o să fim mai dezbrăcați și m-am gândit că trebuie să dau vreo 2 kg. Și atunci mănânc doar o dată pe zi, la o anumită oră, o anumită cantitate de mâncare și aia e. În rest, ceai, apă și acum mi-am pus un pahar de ceva în seara asta, că am zis că e petrecere, adică totuși nu puteam să nu sărbătoresc. Dar îl ții pe o perioadă limitată sau al de gând să-l transformi într-un stil de viață? Limitată, cât să dau kilogramele pe care mi le-am dorit și după care revin ușor, ușor la ceea ce făceam înainte, dar eu oricum nu mănânc, cred că 60% dintre alimentele pe care le mănâncă oricine. Mănânc doar ouă, pește și legume, adică nimic altceva. Nimic care să spună în pericol silueta. Da, am mare grijă de asta.